Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț și-a anunțat astăzi intenția de a candida independent la alegerile locale din 5 noiembrie pentru funcția de edil al municipiului Chișinău. El spune că în planurile sale intră reducerea cu 50% a cheltuielilor de întreținere a aparatului primăriei și a instituțiilor subordonate instituției date și să evalueze funcționarii prin prisma integrității și a profesionalismului. Aici intră și cei de la întreprinderile municipale. Fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaț își dorește să revină la gestionarea treburilor capitalei. Avocatul a anunțat într-o conferință de presă că va candida independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Tata a 10 copii, Teodor Cârnaț anunță că unul dintre motivele pentru care a ales să intre în cursă este să facă din Chișinău un oraș cât mai sigur, mai ales pentru copii. În calitate de primar ne gândim, sau mă gândesc, cum să ne protejăm copiii care sunt viitorul Chișinăului, atunci când pleacă sau revin acasă. De la grădinițe, școli, universități, acest scop, ca să avem o siguranță că copiii vor pleca și se vor întoarce în siguranță acasă, vom face ca acele trotuare, acele străzi, acele grădiniți, acele școli, acele universități să fie securizate. Tot pentru siguranța locuitorilor capitalei, Teodor Cârnaț spune că optează pentru poliție municipală. El a mai candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău în 2019 din partea Partidului Voința Poporului. Atunci a obținut mai puțin de 1% din sufragii, fiind votat de aproape 2000 de locuitori ai municipiului Chișinău. A fost o încercare și mă bucur din 20 de concurenți, eu m-am plasat pe locul 8, neavând în spate un partid serios care să mă promoveze. Și mă bucur că am cheltuit la acea campanie electorală 8.000 de lei din bugetul familiei, ceea ce înseamnă că 2.000 de cetățenii urbei m-au votat pe mine. Aproape 1% era. 2000. Aceasta nu-i puțin. Avocatul spune că urmează să solicite liste de subscripție și să colecteze semnături în susținerea candidaturii sale, așa cum prevede procedura pentru candidații independenți. Cârnaț este doctor habilitat în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept a USM, este licențiat în economie, dar și în limbi străine.